Manase. Este cu mingea la picior. Pasa este eronată. Dani Lopez, Chițu, Eric. Mai departe la Țucudean. Așezare pentru Eric. Eric levită pe Albu. Trage la colțul scurt. Respinge Bol Grădean. Repet, mi-a plăcut dispoziția de joc pe care a arătat-o astăzi Eric de Oliveira și tonusul său. Se vede că stă mult mai bine din punct de vedere fizic, din punct de vedere al pregătirii fizice. A mai slăbit, e mai mobil. Se mișcă în teren cu mai multă lejeritate. Și azi în permanență a cerut balonul. Ce pasă de Eric pentru Chițu. Țucudean, da, foarte frumos ce a încercat Țucudean, căzut, reușește să lovească acea minge. A respins Țâru. Mladen pentru vână. Încearcă să calmeze jocul. Viitorul a fost un gest discret pe care l-a făcut vână. Țucudean, așa au arătat majoritatea paselor lui Țucudean din prima. Ereu a încercat să devieze stânga-dreapta atunci când era cu spatele la poartă. E din nou pauză de hidratare. Minutul 74 la Chiajna. S-a afundat în acel scaun Vasile Miriuță, foarte dezamăgit după acest gol pe care l-a încasat echipa sa. Și Gică Hagi are destule lucruri să le reproșeze, de ce am văzut băieților săi. Iată mini ședința pe care o ține Gică Hagi. Miriuță, lui Miriuță nu-i mai vine să spună nimic. La cât de rău s-a apărat echipa sa la faza golului secund. Un sfert de oră plus prelungiri până la finalul acestei partide. Repet, Viitorul are o singură victorie până acum în acel meci cu Gaz Metan. Dacă ar învinge astăzi, ar acumula 8 puncte. Ar regala-o pe FC Voluntari. Concordia ar rămâne cu 2 puncte. Dar să nu ne grăbim, să nu anticipăm. Mai e timp. Dani Lopez respinge cu călcâiul Feusi. Manase pe sus, vână. A lovit mingea cu creștetul, Ionuț Vână. Albu, balon la bătaie pentru Pena. Țâru e și el un jucător bun în aer. Liber la mijlocul terenului Eric. A plecat pe diagonală Țucudean. Acolo se duce mingea. Feusi cu o pasă la portar. A intervenit bine Patrice Feusi. Grădinaru, no, a inspirat, s-a dus spre interior unde era vână. Oprește mingea Feusi. Ar o trimite apoi la întâmplare. Prea puține acțiuni coerente am văzut totuși în jocul Concordiei. Deci o echipă care are fotbaliști cu experiență în toate compartimentele, începând cu Bol Grădean, continuând cu Marc. Marc care joacă în Liga 1 de la o vârstă fragedă. Romario la mijlocul terenului, în față Cristescu, Batin, Pena.
Să e foarte complicat atunci când atacul creează puțin, iar defensiva greșește. E greu în aceste condiții să câștigi meciuri. Greșelile am văzut și în celelalte meciuri, erori personale sau colective, cum s-a întâmplat și la Botoșani. Cicâldău, Eric, foarte multe acțiuni a inițiat Eric. Sucudean, în linia a doua, Chițu era jucătorul cel mai avansat, respinge Andrei Marc. Fota îl are în partea stângă pe Paul Batin, îi pasează acestuia Romario. A trecut de Sucudean, Romario minge pentru Pena, ține de acel balon în careu. Marius Pena îi scoate acum lui Fota, care centrează, Râmnicianu prinde. Aștepta mingea Romario, undeva la bara a doua. Era Răzvan Grădinaru, jocul oprit. În pricina unei accidentări, Ganea, Cristi Ganea se resimte. Intervin și medicii. Nu a lovit nimeni pe Ganea în momentul în care se prăbușește, se întinde pe gazon. Simte o durere, nu dau seama că e o problemă de natură musculară. În zona capului, iată. Acolo primește îngrijiri medicale. Fundașul stânga de la Viitorul. Discută cu unul dintre jucătorii aflați la încălzire, Gică Hagi. Repet, nu a făcut nicio modificare până acum tehnicianul Viitorului. Acesta este golul Concordiei, centrarea lui Fota, deviază Țăru și apoi trimite mingea în poartă Râmnicianu. Este autogolul portarului Viitorului și golul de 1-2. Eric pasă pentru Țucudean, care se descotorosește foarte simplu de Manase și apoi îl execută cu acest șut imparabil pe Cristi Bolgrădean. Romario nu pierde posesia Concordia. Să nici n-a reușit să avanseze trupa lui Miriuță Cristescu. Romario Corțor întâmpinat de Mladen. Albu, Grădinaru acum centrează. Slab, slabă centrarea, am văzut și mai devreme asemenea execuții. Dacă tot îl ai pe Marius Pena în teren, trebuie să-i trimiți mingi bune, pentru că el se poate crea pericol. Va intra Doru Dumitrescu, un mijlocaș central. Pare să fie o accidentare mai serioasă în cazul lui Cristi Ganea. Este înlocuit, a intrat, cum spuneam, Doru Dumitrescu. Cred că se retrage fundaș stânga Ionuț Vână pentru acest final de partidă. Țucudean blocat de Marc, reușise să dea mingea pe lângă el Țucudean. Mi-a plăcut atitudinea lui Țucudean din această seară. Un jucător foarte implicat. Pune mingea jos Grădinaru. Centrează mai bine acum, dar a respins Dani Lopez. Thank you.
Pena s-a înălțat, respinge nou intratul Dumitrescu. A fost titular în 3 meciuri în acest sezon. Doru Dumitrescu are 19 ani. Controlează mingea cu capul. Dani Lopez. A fost fault făcut de Feusi. L-a ținut pe Aurelian Chițu. Vede cartonașul galben și Patrice Feusi. Îi luase fața Chițu, fostului dinamovist. Etapa viitoare. Viitorul va juca tot în deplasare cu Astra, apoi acasă cu Juventus, după care se va deplasa la Botoșani. Concordia va evolua în deplasare cu Gaz Metan, apoi acasă cu CFR Cluj, apoi meci cu Dinamo. Program complicat, iată, pentru formația lui Vasile Miriuță. Mladen îi trimite lui Doru Dumitrescu. Mladen cu devierea lui Țucudean, care este faultat de Marc. Lopez, Chițu încă o dată, Dani Lopez, urmărit de Nicușor Fota. Dani Lopez se duce spre colțul terenului, s-a oprit acum și a fi un out pentru Concordia Chiajna. Viitorul controlează jocul așa cum a făcut-o și în prima repriză. Avantajul e fragil, 2-1. O fază norocasă, oricând poate să apară pentru Concordia, așa cum a fost până la urmă și la acel autogol. Însă important este ca jucătorii ilfoveni să creadă cu adevărat în șansa lor, să creadă că pot să obțină ceva din acest meci. Mie nu mi s-a părut că au avut așa răutatea în joc a unei echipe care nu a câștigat niciun meci până acum. Nu a avut acea foame de victorie. Centrare în zona lui Pena și a lui Marc Albu. Centrează! Mingea îl depășește însă pe Paul Batin. Scapă formația lui Gică Hagi. Faza putea fi periculoasă pentru că iată, Concordia a avut 4 jucători în careu. Acea centare a lui Albu face și ultimele modificări. Gică Hagi, Chițu rezistă foarte bine, lasă Țucudea mingea printre picioare. Eric a urcat vână, n-a dat o pasă de calitate însă pentru Țucudean. Marc a respins acel balon și acum se vor produce schimbările în echipa lui Hagi. Este minutul 86. Iese Chițu. Intră Drăguș, jucătorul despre care vorbeam în prima repriză. Noul Dobrin, așa cum îl prezenta sau îl alinta Gică Hagi. Cei cu numărul 17, Ciobanu. Schimbat și Eric, fotbalistul care a deschis scorul în această partidă. Gol și pasă de gol. Omul meciului, grație acestor realizări, Eric de Oliveira. Andrei Ciobanu și un jucător potențial mare, 19 ani, evoluează pentru naționala de tineret a României.
Albu cercat o deviere subtilă. Răzvan Grădinaru continuă această acțiune. Grădinaru îi pasează lui Albu. Centrare pentru Pena. Se cere penalti. Să nu dictează lovitură de pedeapsă. Chivulete lasă Grădinaru. La minge este respinsă în afara terenului de vână. Aruncase Grădinaru, dar îl trimite mai în spate Chivulete. Iată acea centrare. S-a cerut Hens la Boli. E posibil să-l fie atins acea minge în cot pe Boli. Pena! Mingea a ajuns însă la portarul Râmnicianu. Dacă în jocul ne va permite, poate vom mai avea o reluare cu acea fază în care Concordia a solicitat lovitură de la 11 metri. A fost o intercepție a lui Denis Drăguș. Țocudean a încercat pasa pentru Ciobanu. Ce frumos Grădinaru, dar își prelungește balonul prea mult. Își dă mingea în afara terenului. Iată faza. Da, în cot. În cot îl lovește balonul pe Boli. Distanța nu era mare. Da. Se poate discuta, fiind vorba de un Hens în interiorul careului. Aici se fluieră Hens la Paul Batin. Dacă am fi fost în seria, jocul s-ar fi oprit și arbitrul ar fi apelat la arbitrajul video. Arbitrajul video, celebrul VAR, funcționează cu motoarele, cu toate motoarele turate în seria. Primele două runde s-au acordat două lovituri de la 11 metri împotriva campioanei Juventus. Drăguș, minge întoarsă pentru Ciobanu, jucătorii intrați mai devreme. Drăguș în tușă, să vedem, e corner. Rusia susținea că adversarul său a atins ultimul la acea minge. Am intrat în prelungirile acestei partide. 4 minute au fost arătate. Poate scurt Cicâldău. Vine centrarea pentru Țucudean. Dumitrescu, Țucudean e singur acolo. S-a suit în spatele său Manase. Caut un atac făcut de Ciobanu. Trebuie să se grăbească echipa lui Vasile Miriuță. Devierea lui Pena prea lungă. A respins Boli. Cântă fanii viitorului. Repet, sunt aproximativ 20 de suporteri care susțin echipa campioană aici la Chiajna. Imediat după meci aveți Digisport special analize și reacții. Și, bineînțeles, va fi prefațat și meciul de la ora 21 dintre FCSB și FC Botoșani. Aveți echipa de start a FCSB-ului pe site-ul digisport.ro. Grădinaru centrează, mingea este respinsă de Ionuț Vână, corner în minutul 92 pentru Concordia. Vine, de fapt, vin în careu și fundașii centrali, Marc și Manase. Un gol din faze fixe. A scris Concordia până acum. Bate Fota. N-a nimic de spus cu această execuție. A venit ușor Fota. Drăguș. Iată viteza sa.
Continuă Drăguș, să se ține de Manase, Drăguș, Feusi, totuși nu se lasă păcălit. Pic egoist la această fază, Denis Drăguș. Are totuși un fotbalist tânăr care arată personalitate în joc. Un minut și jumătate până la ultimul fluier al lui Chivulete. Grădinaru trece în viteză de vână, centrează acum, Cristescu nu poate relua fota și e gol! Hentz! Este Hentz! Gol anulat în minutul 93. Evident, ilfovenii se strâng în jurul arbitrului. Miriuță nu are puterea să reacționeze, cartonaș galben. Probabil pentru Romario, sau pentru Fota. Și-a pus mâine în cap Nicușor Fota. Reușise să marcheze. Centrarea lui Grădinaru. De aici nu se vede foarte bine. Dacă a fost într-adevăr o minge controlată cu mâna de Nicușor Fota. Oricum o decizie foarte importantă pe care o ia în prelungiri Andrei Chivulete. Avem confirmarea grafică, a fost galben pentru Romario Corțor. Denis Drăguș pasează în dreapta, Ciobanu rămâne în spatele său, Drăguș. Minge recuperată de Ciobanu, trece de Manase, dar cel care îl deposedează este Fota. Out pentru Concordia, au expirat cele 4 minute, Chivulete se uită la ceas și fluieră finalul. Victorie pentru Viitorul în fața Concordiei, 2-1, se duce direct la vestiare Gică Hagi.